Impresionați de drama oamenilor din Siria, membrii clubului Rotary Reghin au decis să dea o mână de ajutor celor aflați în imposibilitate financiară și se află într-o situație de trai precară. Și de această dată, clubul Rotary se implică și este cu sufletul alături de nevoiași, nu doar de reghineni, ci de oameni din întreaga lume. Un microbuz plin cu ajutoare a plecat ieri după amiază din Reghin, spre nevoiașii din Siria. Peste 25 de colete s-au adunat. Da. Prins chiar acum când am încărcat aceste cutii, am primit zilele acestea un apel de la președintele Rotary, fost pe anul 2012-2013, Radu Popescu, că se organizează la nivel de Rotary România o acțiune pentru Siria. După cum se știe, în Siria este un război civil și peste 3.500.000 de oameni sunt dislocați, sunt deplasați, au fugit din calea urgiei, sunt la graniță înspre Turcia, înspre Liban, înspre Iordania și sunt la limita existenței. Am pregătit 25 de colete cu lingerie de pat, îmbrăcăminte de copii, de femei și de bărbați. Ori de câte ori a trebuit, membrii clubului Rotary nu au stat departe de cei care au nevoie de ajutor, fie ei aproape sau departe. De-a lungul timpului, organizația a întreprins numeroase activități umanitare care au reușit să aducă o rază de speranță semenilor noștri. Eu socotesc că sunt importante și sper că câteva familii din Siria se vor bucura de acest mic gest care l-a făcut Rotary Reghin. Siria depinde în mare parte de ajutoarele umanitare, deoarece, de mai bine de 2 ani, țara este afectată de un război civil.